durează de obicei doar o săptămână sau poate două. Cu toate acestea, de multe ori așteptăm până și la un an de zile. Unii dintre noi au nevoie de ea aproape la fel de mult ca și de aer. Vorbim despre vacanță. Sunt Liviu Deculescu, consultant manager cu RO și discutăm astăzi despre bugetul tău. În speță despre modalitatea în care putem împăca bugetul. Sau mai simplu spus banii cu vacanța. Este important să reușim să ne respectăm dorințele, să ne facem o vacanță exact așa cum ne dorim. Să nu facem sacrificii în privința calității vacanței. Putem realiza acest lucru în condițiile unui buget, să spun așa, limitat, în condițiile unei sume fixe de bani alocate pentru această vacanță? Eu spun că da. Haideți să vedem cum. Înainte de toate, este important ca, exact din momentul în care vă planificați vacanța, să începeți să strângeți bani. Construiți-vă un buget special, un buget separat pentru vacanță și adăugați în acest buget bani lună de lună. Priviți-l ca pe un, să spunem așa, fond cu destinație specială în care puneți bani numai pentru concediu și din care nu retrageți bani în alte scopuri decât în situații extreme. În acest fel, bugetul special pentru proiectul vacanță va putea să fie cât mai consistent și să vă faceți vacanța în condiții cât mai bune. În al doilea rând, puneți-vă întrebarea. Vacanță pe cont propriu sau vacanță prin agenție? De multe ori, vacanța pe cont propriu este mai ieftină, în aceleași condiții de calitate. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă găsiți timp să vă puteți informa corect. De exemplu, căutați informații pe internet relativ la hoteluri, la obiective turistice, luați legătura direct cu hotelurile și când aveți toate aceste date, puteți compara din punct de vedere al bugetului și al calității o vacanță făcută pe cont propriu cu vacanța făcută în variante oferite de agenții. În al treilea rând, definiți-vă foarte bine dacă este cazul să fie un obiectiv principal, definiți-vă bine obiectivul pentru vacanța pe care o doriți. La ce mă refer? Este, de exemplu, vorba despre o vacanță mai mult în scopul de a vizita obiective turistice sau mai mult o vacanță pentru, să spunem, dacă este vară, pentru plajă sau dacă este iarnă, pentru schi. De ce spun asta? Fiindcă, de exemplu, dacă doriți mai mult să vizitați, să vedeți locuri și obiective, puteți să mergeți în extra sezon și atunci aveți niște reduceri importante de preț. Dacă zona în care doriți să mergeți este să spunem, cea litorală și vreți totuși să vizitați, mergeți în extra sezon și atunci bugetul va fi mult mai puțin afectat. În al patrulea rând, luați în calcul ofertele speciale. Agențiile de turism au astfel de oferte și trebuie să fiți permanent cu ochii pe ele. Totuși, eu sunt de părere că este bine să le priviți cu un optimism rezervat aceste oferte speciale, fiindcă de multe ori, sau hai să nu zic de multe ori, dar uneori, promoțiile ascund anumite deficiențe, anumite minusuri. Spre exemplu, un hotel poate să fie trecut ca aparținând orașului pe care vreți să-l vizitați, dar să fie într-o suburbie sau, în cel mai bun caz, la marginea orașului. În acest caz, veți avea atât cheltuieli mai mari cu transportul către obiective, cât și timp pierdut. Pentru astăzi, cam atât. Sunt Liviu Deculescu, consultant manager.ro și ne vedem la bugetul tău data viitoare. Vă mulțumesc!